Hei, salutare dragii mei, Broadheader sunt eu, iar astăzi am primit un colet de la www.spy-shop.ro și am să fac unboxing-ul. M-am gândit să-l fac special pentru voi, să nu credeți că am primit produsul de mai demult. Așadar, e complet sigilat, exact cum l-am primit și se aude ceva metalic. Și hai să vedem ce se află în interior. Sper să nu stric ceva de pe aici. Când tai, să tai cu grijă ambalajul. Da? Bine, sunt precum un copil. Da, nu vă arăt ce e aici, pentru că o să dau de gol surpriza. Trebuie să rup în continuare. Merge? Trebuie să tai. Da, am o forfecuță. O să spuneți de ce n-ai luat unul din cuțitele tale. Și astea sunt bile din cauciuc. Hai că v-ați cam prins ce am primit aici, nu? Și surpriza cea mare, mai e ceva? Nu. Surpriza cea mare este pachetul principal. Opa. Wow. Am primit o pușcă cu bilă de cauciuc Umarex T4E HDS calibru 68 pe negru și un shotgun. Să văd dacă îl pot deschide direct. Merge. Wow. Op, am căzut cărticica. Uite-o. Da. Op, stai să dau întâi la o parte cartea de folosire. Manual de folosire. Wow. Superb. T4E Ditai shotgun. Abia aștept să-l încerc, să mă joc cu el. Ok. Și nu vreau să mă apuc să-l stric. Deci este superb. Voi vă dați seama ce mișto e ăsta? Deci este superb. Ok. Hai să... Op, se mișcă mânele aici. Bine, e o jucărie, practic. Ok, mai avem ceva? Avem un imbus de cutie. Și mai e ceva? Nu mai e nimic, e goală cutia. Ok. Dăm cutiuța la o parte și hai să vedem cum se desface. Dar, până atunci, să analizăm bilele. Bilele sunt confecționate din cauciuc. Deci, pe cutie nu scrie absolut nimic. Trebuie să... Deci așa arată o bilă. Ați mai văzut bilele din cauciuc de la mine în alte materiale video cu armele de foc neletale sau cum li se spune mai nou după ultimele modificări, arme cu potențial letal, da? Astea sunt în calibru 68, adică 0,68 inch, nu? Da. Ok. Hai să vedem niște detalii despre aceste proiectile. Și aici, evident, sunt buteliile. Au trimis băieții o grămadă de buteli cu CO2. Deci, evident, această jucărie, această replică, o să dăm citire și aspectelor legale din legea 295 ca să vedem unde ne încadrăm cu ea. Bine, știu deja, de că s-a învățat și voi. Da, deci funcționează pe CO2. Acum, hai să vedem cărticica tehnică. Bun, ne arată componentele, ce reprezintă fiecare.
în mai multe limbi. Ok, aici ne învață cum se desface, cum introducem proiectilele și cum introducem butelia de CO2 și mai mult. Nu. Ok, asta German Engineering Defense Training Makers. Ok, asta cred că e certificatul de garanție. E destul de mare. Ok, este dita foaia. Nu o să intru foarte mult în Safety Instructions, Maintenance. Da, deci o carticică tehnică cu privire la întreținere și folosire. Bun, hai să vedem ce spune site-ul despre această replică. La specificații, puteți intra și voi. Mod de funcționare pe CO2, putere de 12 grame, capacitate bile 2, da? După cum are și țeava. Deci înclin să cred că aici se desface sau, în fine, cum. Oh. Gata, am aflat cum introduc bilele pe țeavă. Are aici această clemă, pârghie. Da? Pur și simplu apăsați pe ea și scoate țeava afară, astfel încât putem introduce piluțele. Și sunt curios, butelia de CO2, înclin să cred că ok, hai să ne uităm pe site, nu vreau să o stric. Ok, calibru 68, distanță 60 de metri, material ABS și metal. Sper să mă vedeți bine. Bile suportate, cauciuc, paintball, piper. Energie 16 joule, mod de tragere, semi-automat, lungime totală 490, bun, în greutate 1700 grame, culoare negru, bun. Siguranța manipulării armelor, deci băieții au postat și au atașat și un PDF, în care sunt prezentate, din câte văd, reguli de folosire a replicii. Ok, hai să vedem în video. Trebuie să ne prezinte modul în care se desface și putem introduce. Ok, deci se pare că trebuie să desfac de aici. Nu? Am greșit? Ok. Push. Bun, nu mă bag. Iau carticica și vă recomand să faceți, vă recomand și vouă să faceți și ok, sunt exact la pagina cu specificațiile și never use the following bolts with edges both halves not aligned. Ok, și aici mi-arată că trebuie să învârt în partea stângă și l-am desfăcut, merge. Ok, wow, deci asta este o întreagă supapă, ca să știți. Și în interior are un pin. Nu știu dacă îl vedeți. Voi încerca să fac camera să focuseze. Ok, îl vedeți? Chestia aia mică neagră din centru, ăla e un pin, e un vârf ascuțit. Acel vârf sparge sigiliul, membrana subțire a buteliei de CO2. Și văd că este prevăzut acest filet cu un o-ring, da? Siliconat, îmi place să cred, da? Gulerul ăsta verde, inelul ăsta verde, este un inel de etanșare și butelia de CO2 se introduce, din câte ne arată manualul, da? Se introduce cu gâtul subțire, cu partea subțire în sus. Ok, o introducem acolo și după care venim și strângem. Ok, n-am să fac chestia asta acum, dar o voi face în momentul în care voi ieși pe teren să îl și testăm. Pardon. Ok, deci am aflat cum introduc butelia de CO2, ok, am aflat cum introduc bilele pe țeavă și se pare că această pârghie, da, mișcată stânga-dreapta, îmi permite să selectez ce țeavă va executa foc. Dacă este pe mijloc, după cum arată cartea, vor trage amândouă, da? Deci voi trimite ambele bile, ambele proiectile.
Dacă mișcă în stânga, vedeți că această manetă are și o săgețică, da? Ți indică țeava, da? Care bilă pleacă. Cea de pe țeava stângă sau, în cazul ăsta, când este pe mijloc, pleacă amândouă bilele, sau cea de pe țeava dreaptă. Ok. Un selector de foc, să spun așa. Ok. Alte chestiuni. Să vedem trăgaciul. Ok. Trăgaciul are o pârghie. Ai doma pistoalelor gen Glock. Hai cu focusul, te rog. Ok. Ați observat-o, da? Pârghia asta. Dacă nu apăsăm, nu apăsăm pe pârghie, nu acționează trăgaciul, da? Deci dacă apăs doar pe trăgaci, nu pleacă. Trebuie să apăsăm pârghia. Ok. Hai să citim, că văd că nu are niciun click nimic. Și eu fiind obișnuit cu armele reale, armele de foc, sunt obișnuit să aud acel click în momentul în care apăs pe trăgaci. Și nu apare. Și cam atât cu cărticica de folosire. Ok. Am să fac totuși o chestie. Hai să verificăm dacă avem bile pe țeavă. Nu avem. Uite ce fain arată țeava. Ok. Nu voi introduce. Și voi introduce o butelie de CO2. Cu ocazia asta aflu și dacă este etanș. Și ține. Wow. Ok. Voi face, încă o dată mă uit, fiu sigur că n-am nimic pe țeavă, țeavă e goală. Și se pare că nu percutează. De ce nu percutează, nu-mi dau seama. Ceva, cu siguranță fac eu ceva greșit. Trebuie să mă uit din nou în cărticica lui tehnică. Ok, scrie în engleză. Spune ce să nu folosim, ce fel de bile să nu folosim. Da? Ok. Only use 12 gram CO2 capsules for storage. Remove gas capsules. There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsules. Okay, make sure that your hands do not come into contact with discharged CO2 gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO2 cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 degrees Celsius. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO2 gas container. Okay. Dar despre folosire, loading the magazine, ok, shooting, push. Deci am introdus butelia și trebuie să împing, nu? Aha, s-a auzit un fâs, deci trebuie să lovești tare, trebuie să loviți tare aici, în muștucul ăsta, sau de un fâs. E, lovitura aia, v-am arătat un pic mai devreme acel țâmburș, lovitura... uite, s-a ridicat acest pin, acest cuișor. Îl vedeți? Mai devreme nu era, era introdus, era înăuntru. Asta de aici, da? Se vede că este ridicat. Uite. Ok, asta mi indică faptul că butelia de CO2 a fost spartă, desigilată și gazul este pregătit pentru a împinge bile. Ok. Și acum voi trage un foc să văd dacă se aude într-un fel. Are trăgaci tare. S-aude destul de tare. Da, s-aude superb. Wow. Apropo, acest sâmburuș, cred că în momentul în care rămâne butelia de CO2 fără gaz, intră la loc. Oricum, urmează să aflu. Bun, trăgaciul este foarte tare. Deci, ajunge aici și trebuie, în momentul în care ajuns în spate, da? Aici, trebuie să tragi tare. Practic, e, înseamnă cu o smucitură a trăgaciului, deja s-au răcit țevile. Wow, e fantastic. Ok. Da, deci foarte simplu,
nu e mare inginerie, hai să vedem aspectele legale. Și unde se încadrează această replică? Suntem la legea 295/2004, adică legea armelor și munițiilor, unde avem următoarele precizări. Ok, suntem la primele articole, la definiții, pentru că astea ne interesează. Ok. Și prima definiție, armă de foc. Pentru că unele persoane ar putea spune, domnule, asta este o armă de foc. De ce nu este o armă de foc? Mă dau citire. Pentru că arma de foc, conform definiției din legea armelor, este orice armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie. Combustibil nu este definit, cuvântul combustibil nu este definit în legea armelor, dar este definit în DEX și înseamnă o substanță care arde, da? Capabilă să ardă. Se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc și ca urmare a construcției sale sau a materialului în care este confecționat poate fi transformat în acest scop. Doar la capitolul ăsta, chestia asta, da, s-ar putea, se încadrează perfect, mai puțin faza cu combustibil. Ea nu folosește combustibil. Ceea ce aruncă biluțele acestea din cauciuc, nemetalice, da? Este gazul, este bioxidul de carbon aflat sub presiune în aceste butelii. Da? Bioxidul de carbon nu arde, deci nu este combustibil, deci nu ne încadrăm la armă de foc. Ok. În înțelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiția armelor de foc armele prevăzute în categoriile D și E din anexă. Adică la D, airsoft, arcuri, săgeți, paintball și altele care mai sunt acolo, iar la litera D, dacă nu mă înșel, armele de asomare, arbaletele și care mai sunt acolo. Mergem în continuare, punctul 3 roman, clasificarea armelor din punct de vedere al destinației. Militare, apărare și pază, utilitare, arme și dispozitive de agreme, replici de arme, tip airsoft. Care este definiția? Replici după arme și dispozitive militare reale la scară 1 la 1, până aici suntem ok, da? Care unul la unul, shotgun. Cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, ne încadrăm la gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniții, ci aruncă proiectile nemetalice. Până aici ne încadrăm la airsoft. Proiectile nemetalice, asta nu e muniție, conform legii, proiectil nemetalic. Ok. Dispozitive paintball, dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea. Întrucât aceste biluțe negre nu sunt umplute cu vopsea, nu putem încadra în situația mea această jucărie, această replică la airsoft. Dar, la paintball, îmi cer scuze, dacă aș fi avut bile cu vopsea, o puteam încadra la paintball foarte ușor. Ok. Și definiția armelor și dispozitivelor de agrement. Arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniții, ci aruncă proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât și în scopul competițiilor sportive. Sunt incluse în această categorie și arcurile. Arcurile, dacă ne aducem aminte, sunt prevăzute în legea armelor și munților în anexă la litera E. Deci, după ce am dat citirea acestor definiții și eu consider că este suficient să ne oprim aici, tragem concluzia că această jucărie, această replică de armă se încadrează la airsoft. De ce? Datorită definiției dispozitivelor de tip replicilor de arme tip airsoft, da? Pe care am citit-o mai devreme. Așadar, regimul acestor replici este unul liber, da? Este o replică de airsoft. Acum, toată lumea, există o diferență. Toată lumea s-a obișnuit cu replicile de airsoft să arate în felul ăsta. Ok? Asta este de la Octagon Airsoft Cluj. E o replică de Colt 1911. Și de asemenea, toată lumea s-a obișnuit ca replicile de airsoft să folosească biluțe pe post de muniție, să zic așa, biluțele alea mici albe, da? Din plastic dur, în greutate, cu greutate variabilă, pardon, de la 0-12 grame sau poate și mai puțin, până la 0,5 grame, poate și un pic mai mult, de calibru aproximativ 6 mm. Ei bine, iată că avem
un nou calibru, 0,68 inch. Aceste bile sunt foarte ușoare. Bine, se simte o greutate în ele datorită formei, da? Deci sunt din cauciuc și sunt mult mai mari decât o bilă de airsoft. Ok? Bun. Ei, și toată lumea vă spunea că s-a obișnuit să vadă replicile de airsoft în forma pe care v-am arătat-o la Coltul, replica de Colt 1911. Dar, iată că cineva a fost destul de inspirat și a făcut o replică de airsoft așa, care tot la airsoft se încadrează din punct de vedere legal. Ok. Ca să cumpărați o asemenea replică, trebuie să aveți cel puțin 18 ani, da? Să aveți 18 ani împliniți și să o păstrați în condițiile pe care vi le-am mai prezentat și cu altă ocazie în alte materiale, și anume să fie atunci când ieșiți din casă, să fie introduse în husă, bagaj sau ambalaj și să nu fie încărcate cu muniție. Eu dacă o am încărcată cu CO2 nu este nicio problemă. Biluțe pe țeavă, da? Nu trebuie să am în momentul în care ies cu ea din casă și mă duc pe teren, la margini de oraș și în pădure, să mă distrez și să trag cu ea, să fac fel de fel de filmulețe. Bun. Și eu nu am primit decât cutia la ea. Dacă mă voi duce pe câmp să mă distrez cu ea și o voi introduce în cutie, nu voi fi încălcat articolul 65, aliniatul 6, a legii 295/2004, a legii armei. Adică nu am încălcat regimul de transport al dispozitivelor neletale, replicilor de airsoft, etc. Da? Dispozitivul de agrement, îmi cer scuze. Așadar, dacă și voi vreți să vă cumpărați jucăria asta, vă recomand întâi să urmăriți în continuare, pentru că asta este doar videoul de unboxing. Urmează clipuri cu teste și ce îmi place la ea este că are o șină Picatinny, da? De desubt, aici sub țeavă, sub aproape de gura țevii, de care pot să atașez, să leg, eu știu, un grip pentru o stabilitate sporită. Sau pur și simplu pot să mă rezum la a o prinde în felul ăsta, da? Și să trag. Vedeți? Are doar mâner, nu are și pat, ca să o proptesc în umăr și să trag, da? Ea imită un shotgun scurt pe care îl poți folosi cu o singură mână, da? Și bum, bum, bum și să tragi cu el. Bum. Hai că arată mișto. Nu pot spun că nu arată mișto, arată super mișto. Ok. Deci T4E HDS. Deci o replică T4E. Scrie și pe ea. Focusul mă ajută focusul, da? T4E și de sub HDS. Replică de airsoft de la www.spy-shop.ro. O găsiți direct accesând linkul din descriere de pe pagina de internet la băieților. Mulțumesc foarte mult Spy Shop pentru jucăria asta și vouă celor de acasă vă promit că voi face destul de multe materiale video cu ea. Evident, pentru polițiștii care mă urmăresc, voi respecta în totalitate prevederile legale ca să nu avem să nu am eu neplăceri și mai ales fiind vorba de un canal cu educativ, cu care prezintă și teme juridice, toți urmăritorii mei vreau să învețe lucruri utile și să învețe lucrurile corect din punct de vedere legal. Dar până la teste, Broadheader am fost eu, mulțumesc foarte mult pentru atenție și asta a fost replica de Airsoft T4E HDS calibru 68, deci 0,68 inch. În milimetri încă nu am transformat-o. Urmează testele. Stați pe canal, Doamne ajută, salut!